În sfârșit, bucureștenii au posibilitatea să călătorească în condiții bune cu tramvaiul. La 6 luni distanță de când au început să fie livrate și după mai multe termene nerespectate, tramvaiele de la Astra Arad au intrat în circulație, momentan doar pe linia 41 și doar 15. Cam așa se circulă cu tramvaiul în București, mai puțin începând de astăzi pe linia 41. În plus, stația Bulevardul Ion Mihalache. Primele 15 tramvaie achiziționate de Primăria București de la Astra Arad vor circula zilnic între cartierul Ghencea și Piața Presei Libere. Pe acest traseu s-au modificat stațiile pentru că noile vagoane sunt mai lungi, au 36 de metri. A fost o decizie extrem de inteligentă de a cumpăra tramvaie de dimensiunea de care avem nevoie, pentru că e mult mai simplu și mai ieftin să circul cu un tramvai de 36 de metri decât să circul cu două tramvaie de 18 metri. Noile mijloace de transport sunt dotate cu aer condiționat și încălzire, prize USB și un consum energetic mult mai redus față de tramvaiele aflate în uz. Este mult mai spațios, este clar că preia foarte mult din aglomerarea de anterioară. Este mult mai spațios în interior. S-au simțit mai puține trepidați decât la tramvaiele vechi? Da, mult mai puțin, nu e așa mult zgomot. Și primirea noile mijloace de transport este inedită. Tramvaiele 41, tramvaiele noi, vor avea controlori care să dea și informații călătorilor și care să și sesizeze eventuale nereguli pe care le întâmpină. Mai liniștită, adică lumea taxează, jude de drum. Mai bine, nu mai regulat. Foarte, foarte civilizată, să zic așa, comparativ cu cele de dinainte. Da. Vi se pare o idee bună să avem permanent un controlor în timpul? Iar foarte bună, pentru că evităm, cum îi spune, să se spargă, să se strice pe interior. Iar de pe scaunul vatmanului, diferența se simte cel mai bine. Este plăcut să lucrezi cu un tramvai nou, bineînțeles. Se simte, fiind un tramvai nou, răspunde la comenzi altfel. Contractul dintre Primăria Capitalei și Astra Arad a fost semnat în mai 2021 și prevede achiziționarea a 100 de tramvaie noi. Valoarea acestuia se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro și este finanțat din bani europeni. Restul de 85 de tramvaie ar trebui livrate până în 2024.